Salutare, eu sunt Regina și astăzi vom pregăti o salată foarte delicioasă care nu lipsește niciodată de pe masa de sărbătoare. Dar mai întâi de toate, vreau să vă prezint un canal de YouTube în devenire. De ce zic așa? Pentru că este abia la început de drum. Eco il cibo, așa se numește și merită din plin atenția noastră. Doar priviți cu câtă acuratețe sunt efectuate filmulețele. Iar abonaților mei din Italia, vreau să le spun că acest canal are subtitre și în limba italiană. Voi lăsa linkul în descriere, așa că haideți să-i susținem. Abonați-vă pentru a nu pierde următoarele rețete. Iar noi revenim la rețeta noastră de salată, pentru care avem nevoie de doar câteva ingrediente. Și anume 200 de grame de surimi, 200 de grame de cașcaval, 5 ouă fierte și 300 de grame de porumb. Tăiem toate ingredientele cu bulețe. Deci această salată la propriu se gătește în doar 5 minute. Punem toate ingredientele într-un bol și turnăm deasupra 3 linguri de maioneză. Amestecăm cu lingura și salata este gata. Această salată este foarte simplă și sățioasă, de aceea neapărat trebuie să o încercați. Poftă bună!